Bun găsit! Vorbim de trei motive care au fost identificate de jurnaliștii de la New York Times, bazându-se evident pe datele oficiale ale autorităților germane și pe toate studiile la nivel internațional în ceea ce privește numărul de îmbolnăviri și numărul de decese de coronavirus. Testarea masivă, capacitatea sistemului medical și încrederea în autorități și recomandările pe care acestea le-au făcut sunt principalele motive pentru care în momentul de față Germania are cel mai mic număr de decese comparativ cu numărul accentual al îmbolnăvirilor de la o zi la alta. Vorbim deja de peste 96.000 de cazuri care au fost deja înregistrate de îmbolnăviri. Cea mai recentă cifră o avem în momentul de față afișată, 96.471. Numărul de decese este de 1.447. Vorbim de o rată a mortalității de aproximativ 1,5%, de 2-3 ori mai mică decât alte state europene, precum Italia, Spania, Marea Britanie și chiar o rată mai mică comparativ cu Statele Unite ale Americii și chiar cu China. În momentul de față, spun experții citați de New York Times, în primul și în primul rând se merge pe modelul Coreei de Sud, încearcă să fie implementat acest model și în Germania. Vorbim de o testare masivă, 350.000 de teste se fac în fiecare săptămână, cel puțin aceasta este ultima cifră dată de autoritățile de la Berlin, iar modul în care se testează este și unul la fel modificat și importat din Coreea de Sud. În primul și în primul rând sunt testate toate cadrele medicale, tot personalul medical și sunt făcute teste foarte multe astfel încât să fie depistate persoanele asimptomatice, ori cu simptome ușoare, astfel încât crește numărul îmbolnăvirilor, însă pentru că sunt din timp identificate aceste cazuri, rata deceselor nu este foarte mare pentru că sunt tratați din timp cei care sunt bolnavi de coronavirus. Pe lângă această testare rapidă și depistarea contactelor ca elemente centrale ale strategiei care a avut succes Coreea de Sud și iată că și Germania la nivel european, Germania are și un sistem medical foarte bine pus la punct, vorbim de un număr foarte mare de locuri la terapie intensivă comparativ cu Spania, Italia și chiar cu Marea Britanie. Iar vârsta media persoanelor infectate în Germania este mult mai mică comparativ cu Italia sau Franța. Vorbim de primele cazuri și se menține vârsta medie în jurul cifrei de 49 de ani. Comparativ cu Italia, Franța, vorbim de o vârstă medie de 62 de ani. Mai mult decât atât, Germania se organizează tot mai bine și la capitolul intervenții rapide. Avem un caz deja de succes în orașul Heidelberg, unde au apărut așa numitele taxiuri Corona, așa cum le spun cei din mass media germană. Practic vorbim de studenți de la medicină, dar și de cadre medicale care în momentul de față merg în toate centrele de carantină, astfel încât să intervină mult mai ușor, dar și la persoanele izolate. Dacă sunt simptome ușoare, prescriu ceea ce este nevoie, dacă nu, spun clar dacă persoana respectivă trebuie dusă la spital și se evită astfel o interacțiune mult mai mare cu persoanele care au alte afecțiuni și sunt în spitalele din orașul respectiv. Nu în ultimul rând, potrivit celor de la New York Times, să observăm și o foarte mare încredere în recomandările care sunt făcute de guvernul german. Este lăudată modalitatea în care cancelarul german a încercat să-și avertizeze din timp populația, iar toate măsurile de restricție să fie anunțate din timp punctual și evident înțelese de cetățenii.